Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip atât canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 14 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona. Ține minte că din episodul anterior am jucat o finală, și aceea fiind finala UEFA Super Cup, pe care am reușit să o și câștigăm, deci am adus încă un trofeu la echipă. Din episodul anterior v-am întrebat și pe cine să transferăm, nu prea am avut de acolo, dar un jucător trebuie neapărat să transferăm în acest episod și acela este Sesco, pentru că vreau să schimbăm formația, vreau să trecem la un 4-2-4, iar vreau să văd cum se descurcă echipa la formația aceea. Însă înainte să-l transferăm pe Sesco și să schimbăm formația, v-aș ruga acolo dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strângem multe like-uri și desigur să-mi spuneți toate părerile pe care le aveți voi în comentarii și să verificați și link-urile din descriere. Acestea fiind spuse, haideți să îl transferăm pe Sesco. Țineți voi minte că nu prea avem bani, dar cred că avem bani de Sesco. Avem 169 de milioane de euro, ceea ce este destul ok. Pe Sesco ar trebui să-l avem aici, îl avem și haideți să începem negocierea cu el. El are overall de 83, destul de mic, chiar destul de mic, însă eu aici Hansi Flick sunt sigur că o să-l cresc foarte mult. 22 de ani, ceea ce este perfect, așa că haideți să-l transferăm. Haideți să încercăm un 65 de milioane, vedem dacă reușim să-l luăm, un 65, vrem un 65, 68, ok, haideți să acceptăm un 68, este destul ok. Iar la contract, haideți să vedem, vreau să fie crucial pentru că o să vreau eu să fac acolo chestia cu formația. O să țin aici încă 5 ani, oricum o să mai jucăm doar sezonul acesta. Fără clauză, nu vreau să plece, am zis fără clauză, nu vreau cu clauză. Iar la salariu este perfect, un 100 de mii de euro pe săptămână, dacă nu înșel, cam mulți bani, vreau și acești bani. Ok, și se pare că vine Sesco la echipă, un jucător chiar foarte, foarte bun. Abia aștept să-l postez și să văd cât de bun este în EFC25. Mai ales combinația lor acolo cu Gyökeres, abia aștept să văd cum funcționează. E bine, și este un transfer de level B, să zicem așa, de rank B, ceea ce e ok, ok, se putea și de ea, dar pentru că l-avem pe Gyökeres și încă n-am schimbat formația, este de B. Bun, și acum haideți să mergem la formație. În primul rând, clar, mijlocajul care va ieși, eu zic că o să fie Messi. Este el capitanul, este foarte bun, însă nu cred că o să joace foarte bine acolo pe poziția de CM. Pe CM da, dar pe CM nu știu să zic. Așa că o să-l băgăm aici pe Sesco. Primesc o să-l băgăm pe banca de rezerve în locul lui. Foarte grea alegere. Haideți să băgăm locul lui Tore. Să fiu sincer, Tore este foarte bun, însă Tore știi că îl băgăm în locul lui la Miamal. Dar Messi cred că intră mai bine în locul lui la Miamal. Să scrieți în comentarii dacă vreți să-l băgăm pe Tore în locul lui Messi, dar eu zic că Messi se potrivește mai bine acolo. Iar acum haideți să schimbăm și formația în acest 4-2-4. Foarte, foarte de atac, însă eu zic că o să ne surcăm. O să stăm aici counter și o să stăm și aici la defense approach. Și restul o să mă bag eu să fac aici toate rolurile la echipă. E bine, și ceva de genul arată, nu cred că este așa de mare schimbare. Însă eu zic că o să se scurce foarte, foarte bine, cam așa arătăm când ne apărăm și cam așa arătăm cu mingea la picioare. Eu zic că este destul ok, avem aici Păstescu care alergă foarte, foarte bine acolo la advance forward. La fel ca Gyökeres. La mine Mal care este mai mult un winger, nu cred că vreau să-i pun un inside forward. Deși aș putea să-i pun și un inside forward, dar se bagă prea mult peste Sesco, așa că o să păstrăm un winger. Lui Nico Williams atunci o să-i bag un inside forward, pentru că știm că așa-l jucăm noi pe el. O să păstrez un balance, pentru că vreau să-mi ieși puțin la defensivă. Frankie de Jong vreau să-l folosesc aici mai mult un holding, iar Pedri să fie persoana care face și faza de atac. Marquinhos și Araujo clar aici o să fie defenderii, fără nicio discuție. Iar Balde mă gândeam să nu fost un fullback neapărat, ar merge și un wideback. Deci, pe urmă, cred că o să bag eu un wingback. Însă lui Kunde o să-i păstrez aici fullback-ul, este foarte bun pentru el, este perfect dacă nu mă înșel. Și cam așa va arăta echipa. Desigur, dacă vă place tactica, puteți să o copiați și voi, să o folosiți, să o încercați, pentru că eu zic că o să fie destul de bună. Iar lui Sesco, haideți să vedem ce putem să-i băgăm. Clar, cea mai bun pentru el ar fi advanced forward, pentru că nu are chiar așa mare shooting-ul, totuși pace-ul are. Însă acum că am pregătit echipa, desigur o să vreau să scrieți voi în comentarii pe cine să mai transferăm sau pe cine să transferăm de la echipa noastră să plece, pentru că mai avem niște bani aici păstrați, mai avem cred că aproape 100 de milioane, cred, dacă nu mă înșel, da, 94 de milioane mai exact, deci puteți să mai transferăm cu un jucător, așa că scrieți în secțiunea de comentarii pe ce mai vreți să mai vedeți la echipa noastră. Iar acum haideți să jucăm acest match versus cei de la Athletic Bilbao, un match interesant, echipa noastră este cam obosită, totuși Sesco nu este, abia aștept să-l folosesc. Să fiu sincer, echipa noastră vreau să postez așa, vreau să văd full putere cum arată. Bine, la mine nu este în formă, dar momentan așa aș vrea să-l las.
așa că intrăm în meci și haideți pe Legeru și să facem cu echipa noastră în primul meci din La Liga. Transmite că jucăm pe Legendary data asta, deci o să fie chiar foarte greu. E bine, și în ce meciu, haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci. Desigur, să-mi spuneți în secțiunea în comentarii ce număr să-i punem lui Sesco. Vine aici Nico Williams, Nico Williams pasă bun la Sesco și acum la Gyökeres, foarte bine acolo combinația. Și acum Gyökeres, dacă reușim, Gyökeres, bine acolo Gyökeres, bun, asta zic, ce combinație între cei trei, între Nico, Sesco și Gyökeres. Revenem faza aici, pasa bună de la Sesco nu ne arată, dar șutul este bun al lui Gyökeres, este foarte bine plasat și reușim să marcăm. Vine aici Sesco, pasa este bună la Pedri, Pedri continuă foarte bine, du-te Pedri, du-te! Și acum șutul este bun, însă din păcate este apărat. Vine aici pasa la Gyökeres, pasa bună la Sesco și acum Sesco din prima Sesco! Mamă, cât de bun șut, însă din păcate nu este poartă, incredibil. Bine, face și noi niște schimbări, o să-l scoatem aici pe la Miamal, o să vreau să intre Messi, să fiu sincer. Iar în locul lui De Jong o să vreau să-l bag aici pe Gavi. Rațiu o să vreau să intre și în locul lui Balde și haideți să intre și cu Barsi. Întrerup acest vlog șmecher pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atos, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul Ariel pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Bine, aici pasă dacă este bună, este bună preluarea. Acum centrarea. Nu trebuie să dau pas, asta este. Bine aici, Gyökeres pasă dacă este bună și nu este offside, șutul este bun însă, da, este offside, însă un șut interesant. Ocazie bună din nou pentru ei, Rafinha pasă bună în spate, iar acum Sent, nu lăsa! Nu, din păcate, Joselu marchează, face 1-1, da, mi-a scăpat acolo jucătorul acela. Din păcate, pasa este foarte bună, n-am putut să-l opresc, revedem faza, pasa bună, iar pasa aici la... Joselu, nu pot să-l opresc, dar asta este. E bine, și se pare că se termină meciul, din păcate nu reușim să câștigăm, însă facem un egal destul de ok. Reușește acolo să marchezi de Gyökeres și a fost un meci destul de interesant, mai ales că a fost primul meci al lui Sesco. Următorul meci este un meci destul de interesant și ușor în La Liga versus cei de la Elche, dacă nu mă înșel. Parcă să zic așa se numește echipa. Noi suntem pe locul 11, din păcate, multe față. Credem că suntem pe 24 august, ceea ce înseamnă că nu mai avem foarte mult timp și o să trecem în următoarea lună. Asta înseamnă că nu o să mai putem să mai transferăm jucătorii. Totuși, o să mai joc eu până când ajungem la deadline day și atunci o să vreau să opresc videoclipul și să scrieți voi în secțiunea de comentarii pe ce să mai transferăm. Până atunci, haideți să intrăm în acest meci, unde echipa noastră vedem că este foarte, foarte pregătită. Așa că nu o să vreau să schimb cam deloc echipa, vreau să o las așa. Deși este un meci ușor, vreau să văd cum este la adevărata ei putere. Așa că intrăm în meci și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meciu, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm acest meci și să o facem egală. Bine aici De Jong pasă bună la Gyökeres și acum Gyökeres, dacă îl vede aici bine pe Sesco, Sesco foarte bine acolo. Pasă la Miamal dacă reușește. Șutul la Miamal este pe jos însă nu reușește. Bine aici pasă, este bună la Sesco, du-te Sesco, haide, primul tal gol, bine mă, asta zic, asta zic, m-am jucat destul mult acolo, dar asta este, marchează Sesco primului gol în La Liga versus cei de Elche, o echipă destul de ușoară, ceea ce este destul ok, este destul ok, pasă oricum foarte mult de la Lamiamal, ranul lui Sesco și șutul care este foarte, foarte bine plasat, chiar este foarte bine plasat, seamănă foarte, foarte mult cu Gyökeres, caz e bun acolo, însă șutul este blocat, bine aici Nico Williams se poate duce, du-te Nico, haide Nico, și acum pasă dacă este bună, pasă din nou, este bună, asta zic mă, nu am pe bune, bă, ce fază frumoasă am creat, din păcate este offside, revedem faza, da, este offside aparent aici, însă nu dau seama cum este offside mare, wow, pe bune, ai mă frate, un genunchi mic, știu că mâna nu se pune, parcă să zic, însă genunchi acela, bă, vine aici Nico Williams se poate duce, du-te Nico, haide din nou, aceeași fază, dacă reușim, hai să vedem. Bine, Nico. Continuă, Nico. Continuă. Și acum, Nico. Nu. Cât aproape. Bine, aici pasă la Sesco. Iar acum, na. Nu, este offside. Încă o dată, fază foarte mare pentru noi. Pasă la Pedri. Și acum, Pedri. Nu reușim, din păcate.
Oh, hai mă, pe bune, bă, ultima fază din meci, mi-a oprit-o, asta este. Totuși reușit să câștigăm cu 1-0, doar cu 1-0, dar reușit să câștigăm. Un meci foarte, foarte interesant, am văzut cum arată atacul nostru în full putere, ceea ce nu este rău, însă se poate mult mai bine. Eu zic că încă trebuie să ne mai obișnim cu echipa și trebuie să ne obișnim clar cu acel Legendary. Trecem la următorul meci, care este versus cei de la Villarreal în La Liga. Un meci destul de greu, dacă nu mă înșel. Au terminat să nu trecă pe locul 3, dacă nu mă înșel. Deci ar trebui să fie un meci destul de greu. O să vreau să bag aici pe Gavi direct din primul 11 și pe Cubarsi. În rest, echipa va rămâne cam așa și probabil că o să facem schimbări la repriză. Așa că intră un meci și haideți să vedem ce reușim să facem cu echipa noastră. E bine, și se pare că acel meci versus cei de la Villarreal. Haideți să facem reușim să câștigăm și acest meci. Haze bună pentru adversar, însă bine aici cu Barsi, ce bine să bagă. Iar cum lovitura de colț, haideți să vedem că reușim să ne apărăm. Este destul de bună, însă haide. Bine, reușim acolo. Vine aici Nico se poate duce, pasă până la Gheocheres și acum dacă este bună, este prea în spate, atunci aici la Miamal, haide mă, nu reușește să găsească spațiul acela. Bine aici, pressing-ul și acum dacă reușim pasa, este bună, haide mă, bine acolo Sesco, pasa a fost cam lungă dată pentru la Miamal aparent, dar eu vreau la Sesco, totuși Sesco se prinde de fază, reușește să șuteze și marchează. Facem 1-0 în acest match. Marchează Sesco. Bine, aici este pasa bună dată la Miamal. La Miamal întoarce foarte bine și acum la Miamal din nou. Însă nu reușește, mă, apără portarul cât de aproape. Oh, ce trece aici atacantul lor. Să nu a reușit să oprim bine acolo cu Barsi. Bravo acolo. Face și noi ce schimbări. O să iasă aici Balde pentru că este obosit. O să intre Messi pe dreapta și o să intre și... Hai să băgăm și pe Fati în locul lui Gavi. Și nu joacă bine acolo, o să încercăm noi ceva. Da, nu, o să-l păstăm așa, n-avem ce să facem. Eu o să vreau să intre și Dani Olmo. Da, nici nu joacă bine, asta este. Poate cine știe, îl transferăm pe Fati, pentru că nu se potrivește cam deloc la echipă, dar o să vedem. O să vreau să-l bag și pe Garcia în locul lui Martinho și cam atât. Bine, aici la Messi, pasă bun la Gheocheres și acum Gheocheres, du-te, tată. Și acum power shot tu, dacă este bun, nu este bun deloc. Totuși lovirea de colț, hai să vedem, o să putem aici cu, dacă mă înșel, cine e, Dani Olmo. Și acum centrarea, dacă este bună, este bună și haide mă, nu pot să cred, bă, se scopă lângă poartă, cât de aproape. Din aici Rațiu, du-te Rațiu, centrarea lui Rațiu este bună, nu este deloc bună. Da, și cam aia a fost, se termină meciul, reușim să câștigăm totuși cu 1-0. Un gol dat de Sesco, dacă nu mă înșel. Un meci cam plictisitor pentru că nu s-au dat multe goluri, dar asta este, important este că reușim să câștigăm. E bine, și acesta este ultimul meci din august versus cei de la Atletico Madrid, care vedem că sunt pe locul 8. Un meci chiar foarte, foarte greu, putem să-i batem, dar trebuie să jucăm chiar foarte, foarte bine. Acest meci, nu știu dacă să-l băgăm pe Rațiu în locul lui Balde, l-aș băga, haide să-l băgăm. Rațiu este chiar destul de bun, în rest echipa, da, arată cam obosită, însă poate să joace în acest meci, destul de lejer, zic eu. Probabil că o să băgăm pe Messi în locul lui la Miamal, dar momentan cam așa vreau să arate echipa. Așa că îi dăm play match și hai să vedem ce reușim să facem în acest meci destul de greu. E bine, și ce meci, un meci chiar foarte, foarte greu, însă eu zic că putem să-l câștigăm și pe acesta. Oh, un șut foarte interesant aici, însă prinde acolo Ter Stegen. Vine aici Kunde, dacă reușim, nu reușim. Totuși pasa este bună la Pedri, Pedra că-l vede acolo pe Gheocheres și acum dacă reușim pe asta, oh, foul, clar foul și este galben, clar asta este galben și se pare că este doar avertisment, ok. Totuși lovitura liberă o să batem aici cu la Miamal, haideți să vedem că reușim să marcăm, o să dăm ceva de genul, dăm cu mare putere și mai apăsăm o dată și haide, nu reușim, bă, din păcate o prinde portarul. Vine aici la Miamal, pasa este bună și acum din prima, dacă reușim, nu este offside, sau este offside? Ok, este fault. Este galben clar, ok. Asta am reușit să ne apărăm. Bine aici, haide, prind-o. Bine acolo. Bine aici, Frankie, pasă la că este bună la Gheocheres. Oh, hai mă, frate, ce fault, roșu, direct. Nu se poate așa ceva. Bă, frate, ce fault. Nicio treabă n-a avut cu mingea. Dă-i roșu, haide. Da, asta zic, roșu, chiar a meritat. Două galbene, egal un roșu. Iar acum ce întreabă, dacă este bună, o să încerc să dau peste jucător. Haide. Nu reușit, din păcate. Aici pasa că este bună și acum Gheocheres. Gheocheres, haide mă, bă, da, greu să mișcă Gheocheres. Vine aici la Miamal, pasa este bună și acum așteptăm puțin. Vine acolo la Nico, și acum Nico, bine, asta zic, și acum șutul. Bine acolo, mă, asta zic, mă, Nico Williams, mă, marchează în acest meci destul de greu. Totuși a roșu și avem avantaj, dar totuși golul este foarte, foarte frumos. Revenim faza aici, fac la fraierii pe portar și acum șutul este destul de periculos. Putea să ia acolo acel fundaj, dar n-a reușit. Și reușește Nico să marcheze. Oh, what? What? Am crezut că este un tackle normal. What? Este fault. Ok. Deci, cum este fault? Vreau să vrem faza.
What, i-a dat un pumn în burtă, ce a făcut? nu înțeleg că faul la picior sau ceva de genul n-a fost. Totuși, hai să facem reușim să apărăm, o să mergem în dreapta și se pare că este o scăriță pe mijloc. Ok, ok. Bine, aici Sesco, pasă bună la Gheorghez, haide Gheorghez, du-te, pasă la că este bună, este bună. Și acum șutul, nu, dă-i, bine mă, asta zic, mamă, ce risipă. Deci dacă nu era gol acela la această fază, era cel mai mare miss, efectiv, cea mai mare miss. Însă Nico Williams își repară greșeala și reușește să marcheze. Am spus că întoarcem, nu-i problemă. Să vedem faza, n-am vrut să șutez acolo cu Gheorghez, reatează, dar prima oară Nico Williams, însă a doua oară reușește să marcheze. Destul de la limită, dacă mă întrebați pe mine, foarte la limită. Fază bună, să dacă reușim să-l oprim, nu reușim, haide, nu, asta zic, haide, bun. Însă încă ocazia foarte bună aici, Gheorghez! Nu pot să cred, ce bară, hamă, pe bune. E bine, și se termină meciul, reușim să câștigăm totul și batem cu 2-1. Ce ratare acolo de la Gheorghez, din păcate nu reușim să marcăm. Însă ceea ce este important este că reușim să câștigăm într-un meci chiar foarte, foarte greu. E bine, și am ajuns la deadline day. Și aici o să ne oprim pentru că nu vreau să trecem în acest deadline day. O să vreau să spuneți voi în comentarii pe ce să mai transferăm, pentru că o să mai putem să transferăm ultima oară, când o să putem să transferăm este tocmai în iarnă. Deci dacă mai vreți să transferăm pe cineva, putem acum. Totuși acest episod se încheie aici, un episod destul de interesant. Vedem că pe legendare s-a schimbat chiar foarte mult treaba, nu mai câștigăm cu foarte multe goluri pentru că este greu. Chiar este greu, jucătorii atacă chiar foarte, foarte mult și țin foarte, foarte mult de minge. Totuși, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați desigur și link-urile din descriere, să vă abonați în caz că n-ați prins deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa.